Elevii din clasele 1-8 vor primi în anul școlar 2016-2017 câte un măr la două zile, ca parte a programului statului de a încuraja consumul de fructe proaspete în școli. Proiectul de act normativ se află în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale și prevede stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei și frecvenței distribuției, a limitei valorii zilnice pe elev și a fondurilor necesare pentru distribuția fructelor proaspete, a bugetului aferent acestora, precum și a modalității de implementare efectivă și de gestionare la nivelul administrației publice. Proiectul prevede distribuția gratuită de mere pentru maximum 88 de zile, având în vedere numărul de elevi beneficiari și bugetul alocat măsurilor adiacente. Având în vedere faptul că anul școlar are 175 de zile, elevii vor primi practic un măr la două zile sau jumătate de măr pe zi. În județul Giurgiu, un număr de 11.200 de elevi ar urma să beneficieze de mărul promis. Inițiatorii cred că prin acest program se va încuraja consumul de fructe în rândul elevilor din școli și va contribui la stimularea competiției între producătorii și comercianții de fructe și legume. Grijă ce va aduce, conform notei de fundamentare a proiectului, la asigurarea unui venit satisfăcător de pe urma activităților desfășurate de producători și comercianți. Programul costă 65,8 milioane de lei, dar aproape 90% din această sumă e acoperită din fondurile Uniunii Europene.